Iarna nu-i ca vara, iar noi știm asta foarte bine. Omul gospodar se pregătește din timp pentru sezonul rece. Cei din zona de munte, de exemplu, s-au aprovizionat cu lemne care sunt de nelipsit din curțile lor, astfel încât căldura să fie asigurată în sezonul rece. Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar oamenii gospodari au început deja să-și cumpere lemnele, acestea fiind singura sursă care oferă căldură pe timpul iernii pentru majoritatea oamenilor din zona de munte. Vârsta nu contează când vine vorba de asigurarea căldurii în timpul sezonului rece, astfel gospodarii chiar au început să taie din lemne și să le aranjeze pentru a le fi mai ușor atunci când cade primul fulg de nea. Cum vă pregătiți dumneavoastră de iarnă? Cum, uite, adunăm lemne, le aducem. Le aranjăm în curte, le spargem. La lemne când cărăm, uitați, că trebuie să băgăm la cameră. Nu vă este greu? Greu, negreu, trebuie să muncești, că nu poți trăi decât. De greu, este. Când vine vorba de lemne, oamenii sunt precauți, astfel încât aleg cea mai bună variantă pentru a le achiziționa. Lemnele le-ați cumpărat? Le cumpărăm, da. Și scump sunt anul ăsta? Au fost mai scumpe sau mai ieftine ca anul trecut? Cum prinde clientul? Trăind într-o zonă de munte, majoritatea oamenilor de aici dețin propria pădure. Avem pădurea noastră, așa, și ne facem cam în jur de 15-20 de cubi. Pentru iarnă, tocate. Ați început deja să tăiați lemnele? Da. Acest lucru prezintă și anumite inconveniente, astfel încât, pentru cei care dețin propria pădure, este mai rentabil să cumpere lemne, cheltuielile fiind mult mai mici. Am calculat, am pădure văței, dar am calculat în câțiva ani că depășesc cheltuielile să iau lemne din pădurea mea față de Dacă le cumpăr de la băiatul cu firma de aici. Cert este faptul că sezonul rece se apropie, iar primul fulg de nea poate apărea oricând, mai ales în zona de munte. Mehedințenii de aici, oameni gospodari din fire, se aprovizionează cu lemne care sunt de nelipsit din curțile lor.